Vocea Basarabiei continuă să vă prezinte moldovenii stabiliți în Statele Unite ale Americii, peste ocean, participanții la cea de-a 8-a ediție a Convenției Moldo-Americane. Astăzi vi-l prezentăm pe Stanislav Bostan. A fost greu să iai decizia de a trece oceanul? A fost o decizie mai degrabă de nevoie, dorința de a găsi niște oportunități, de a încerca schimba ceva decât se oferea în Republica Moldova. Cred că și nevoia ne-a făcut să traversăm oceanul și să ajungem în Statele Unite. De ce Statele Unite? Păi, visul american cred că a fost principalul motiv. Încercarea de a, prin forțele proprii, de a atinge toate scopurile propuse, ne-au făcut să venim în coace. Și uitați-vă că deja 8 ani suntem în Statele Unite. Cât de ușor este integrezi în societatea americană? Este foarte greu. În primul rând, barierele, așa bariere ca limba, barier cultural, mentalitatea, pe spun că sunt factorii cei mai mari. Dar nu v-a speriat? Nu m-a speriat. Noi din Republica Moldova nu suntem oamenii care se sperie de careva să aibă frici sau să, nu știu, cred că suntem căliți, suntem gata să înfruntăm orice obstacol și dacă în Republica Moldova reușeam, aici în Statele Unite a fost mai ușor. Ceea ce a fost mai greu, cred că dorul de casă, dorul de rude și, nu știu. Și voi acum puteți fi considerați cetățeni cu două patrii? Pe două continente? Nu, patria e doar una, Republica Moldova. Pentru mine personal, Statele Unite este un, să-i spun așa, o chestie temporară, aflarea mea aici. Îmi doresc o realizare, pentru că sunt mai puține blocaje aici în America. Vrei să muncești, vrei să te dezvolți, ai toate oportunitățile, dar patria e una. Republica Moldova ne cheamă acasă și visul este ca într-o bună zi să putem să revenim în patria mamă. Bine, și acum prioritar ce este? Să agonisiți cât mai mulți bani ca după asta să veniți, să-i aduceți acasă, să dezvoltați o afacere? Sau ce contează cel mai mult? Provocările de aici sunt împotriva așteptărilor voastre, din moment ce v-ați integrat ușor în această societate. Ce urmează? O carieră contează? Deci, partea financiară, desigur că este un lucru foarte important. De a asigura un viitor familiei, copiilor, pe cât se poate cel mai necesar, dar experiența acumulată aici, activitatea din business, din domeniul informațional, IT. Experiența asta să fie transferată în Republica Moldova, cred că ar fi scopul, unul din scopurile principale, să putem aduce efortul, să aducem vestul în Republica Moldova, pe cât este de posibil. Dar câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă la standardele occidentale? Nivel de trai, pachet social, încredere că merg la școală copiii și fac carte. Iată, câți ani trebuie să treacă ca și Republica Moldova să se creeze aceste condiții, să se facă aceste schimbări și mai ales cine le face? Deci schimbările se fac de către oameni și pentru oameni, dar e greu de spus ce perioadă este nevoie. Eu consider că dacă orice membru al diasporii s-ar întoarce acasă și ar face maxim să schimbe lucrurile în jurul său, ar facilita schimbările
mult mai repede. Iarăși, scopurile sunt mari, dorințele sunt la fel de mari, dar orice schimbare, dacă va fi cât de mică, dar va fi consistentă și va fi făcută din considerentul pentru familie și pentru comunitate, eu cred că asta ar ajuta să schimbe lucrurile acasă. Pentru că noi aici, cu toate că suntem asigurați financiar și cu oportunități, nu e niciun loc mai frumos ca Republica Moldova și ar fi un, poate că de datorie fiecăruia să îmbunătățească și să ajute chiar și guvernanții să facă schimbările pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar care ar trebui să fie mărimea salariului în Republica Moldova ca cei tineri să vrea să rămână acasă? În primul rând, evident, minimul necesar de viață, să-ți poți permite o casă, să-ți poți permite, nu știu, o posibilitate de a avea niște bani salvați în caz de o urgență ceva, poate medicală, poate pentru vacanță, poate pentru... Mă gândesc că salariul, cine s-ar întoarce acasă, cred că ar face și pentru bani mult mai puțin decât sunt deprinși și au posibilitatea să-i câștige bună oară aici în Statele Unite, chiar și cred că de 2-3 ori mai puțin. Doar să-și poată să-și primită lucrurile strict necesare de viață, familia, copiii, părinții și cel mai important, de lucru. Să fie de lucru, să fie oportunități pentru micul business, micul și mijlociu și... Dar la modul serios, iată, dacă agonisești mulți bani aici în Statele Unite ale Americii, ești disponibil să vii să investești în Republica Moldova? Te-ar tenta afacerile? 100%. Banii investiți acasă ar ajuta nu doar unor scopuri personale de a-i multiplica, de a-i, eu știu, salva, de a-i reinvesti, dar și toate investițiile ele au și un impact asupra comunității. Impozitele, salariile bugetarilor, să nu uităm de persoanele în vârstă mai tate, pensiile, deci cred că asta ne învață viața peste hotare, în special în Statele Unite, că nu merge vorba doar despre noi, merge vorba și despre comunitate. Ceea ce poți și tu oferi comunității, respectiv îmbunătățind societatea, comunitatea, se face bine pentru fiecare. Dar, în general, se crede că cei tineri, chiar dacă sunt dispuși să investească, îi vor foarte repede să facă profit. Iată, ideea asta că azi investești și mâine trebuie deja să câștigi, e una corectă? Nu cred că este una corectă, pentru că, după cum arată istoria afacerilor de succes, banii investiți corect în afaceri, care aduc profit, de regulă sunt afaceri de lungă durată și să nu mergem tare departe. Până oară astăzi cu echipa diasporii am vizitat compania Amazon, care este cunoscută în toată lumea din aproape 30 de ani de la fondarea ei. Și uitați-vă, prima perioadă, primii ani, nu era o afacere care este acum. Și s-a dezvoltat pe parcursul timpului. A durat ani și ani mulți. Și asta ne vorbește despre faptul că dacă dorim să obținem rezultate, trebuie să muncim foarte mult, să avem răbdare și să avem încredere în faptul că lucrurile o să se miște spre bine. Probabil că la
în momentul când difuzăm această discuție, mulți tineri sunt cu bagajele făcute și ei să aleagă calea străinătății. Iată, ce sugestii, ce sfat ai avea pentru semenii de-ai tăi sau pentru cei care se gândesc să meargă peste hotare? Știți, eu nu cred că aș putea oferi o soluție pentru toată lumea și e foarte important fiecare concetățean de-al nostru când se decide să schimbe viața de peste hotare, să revină acasă, să o facă conștient, calculat, dar dacă sunt toate premisele și financiare și pregătirea asta, cum să spun, psihologică, că gata, vreau să plec acasă, să fac hotărât și... Nu, pentru cei de acasă care vor să aleagă străinătatea? Ce aveți? Cei din Moldova care se gândesc doar peste hotare și pot realiza visurile. Deci, pentru cetățenii noștri care vor să plece din Moldova? Da. Este foarte, foarte mare pâinea peste hotare. Este posibilitatea de a te dezvolta, de a găsi oportunități. Dar pentru mine personal, oriunde nu ai pleca, mai frumos ca în țara patrie, ca în Republica Moldova, nu sunt locuri. Și doar dacă este nevoie, nu știu, pentru o perioadă mai scurtă de a rezolva, de a câștiga niște bani, desigur că poate fi o soluție, dar pe lungă durată, eu cred că trebuie să încercăm să schimbăm lucrurile acasă. Da, eu înțeleg că e ușor de a spune de psihotare că rămâneți acasă când încercați să schimbați lucrurile. Nici într-un caz nu pledez pentru ideea de a nu face niște schimbări, dar nu știu, sunt aici în Statele Unite, sunt foarte, foarte multe persoane care nu au călătorit în afara localităților sau în afara statului său toată viața și noi ăștia care venim și avem posibilitate să ne mutăm dintr-un loc în altul, e un lucru care îi luminează pe ei, cum așa din străinătate și veniți într-așa o depărtare. Nu știu, eu cred că pot să spun că oportunitățile sunt mari, dar iarăși, pe care hotărăște pentru el și... Și decide pentru... Da, decide, poți să vii, să încerci, poți să... Și concetățenii noștri sunt foarte... persoane foarte harnice, foarte se descurc foarte bine și desigur că mare majoritatea își găsesc aici rostul, dar până la urmă ar trebui să încercăm să revenim acasă. Mulțumesc pentru discuție, ședere plăcută în continuare. Mulțumesc!